Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 cu Barba Neagră. Bărbă, și noi suntem pe SOS Novka și avem, este ora aproape 6 în joc și o să trebuiască să dăm timpul pe rapid pentru că terenurile noastre, toate, sunt în creștere. Încă n-au terminat de crescut și sunt, bineînțeles, pe albastru. Asta înseamnă că sunt în creștere și o să mă dau jos. O să facem dimineață, să sperăm că o să crească până dimineață, nu știu, hai să vedem. Control R pentru a da fast forward, dacă aveți modul fast forward instalat. Acum, dacă ne ducem, 14 și 19 înseamnă iarbă și sunt cu verde, înseamnă că a crescut, dar mai avem restul care sunt în ultimul stadiu de precreștere, de creștere, cum ar veni, adică cel cu albastru extrem de închis. Hai să-i dăm, este ora 9 de dimineață, hai să-i dăm până pe la un 2, hai că am dat 3, care-i treaba? Verde! Yes! Yes, 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 yes! Totul e verde! Asta înseamnă că s-a rezolvat. O să merg cu John Deere și cu remorca după ce schimb și eu volanul, bineînțeles, și aprindem ecranul. O să mergem în bază să parchez remorcuța peste drum, bineînțeles, și John Deere o să-l ducem și pe el tot acolo în bază, pentru că eu mai am decât câteva, mai am practic cele două tractoare cu front loader de mutat în pădurea nouă și camionul caz. Așa, trebuie să dăm combinele la recoltat și trebuie să fim pe fază, de-aia o să las eu inspector modul activat. Și încă o chestie care trebuie să facem și anume să mutăm lâna. Ne trebuie neapărat, să mutăm lâna pentru că e la 100% și pe harta asta nu știe să o mute automat, știi, paletele ca să vină altul. Așa că trebuie să o facem noi manuală toată operațiunea asta. Practic o să punem combinele la lucrat acum pentru că... Ia stai să văd eu pe cât e timpul. Real time, perfect. Pentru că dacă mă duc acum la lână, oricum nu timpul până pune o combine, până astea nu e cine știe ce, așa că nu intrăm într-un deficit prea mare. O să selectez și o doliu, îi dăm un decuplat și merg cu John Deere-ul la mine în bază pentru că trebuie mai mult acolo. Dar nu știu unde să-l pun. Știi ce, cred că o să-l... Hai să-l parcăm aici, în semicercul ăsta, în adăpost aici. Uite-l cu alea, îl punem. Acum, vreau să mă teleportez într-o combina. Ei, acrosul l-am nimerit, cu acrosul mergem. Acrosul voi pune pe terenul 20, cel care e unit cu 15. Și îl voi pune acolo. Perfect. Avem deja... stai că pe ăsta trebuie să-l golez. Păi, stai așa. Trebuie să venim cu un imogul să-l golim, pentru că mai are niște canola. Eu sunt tata... Ok, bun, văd ambele remorci atașate. Și hai să golim acrosul ca să poată să recolteze și el grâu cum trebuie, nu? Avem 237.000, nu uitați, bărboșilor, că trebuie să facem baloți. Am zis în episodul trecut că ne ocupăm de baloți și trebuie să facem baloți pentru animale. Nu e așa! Nu e așa ușor, avem 4.300. Asta înseamnă... Hai să băgăm decât în remorca asta. Că unii mogul nu suportă atâta. Și o să punem, bineînțeles, New Holland-ul pe terenul mare 23, logic, logic de logic. Și gata, hai, 0, perfect, nu? 0 sau încă ceva? Sper să mai fie, nu mai e, gata. Că și dacă mai arată 0, se întâmplă uneori să rămână așa, ca și cum ar rămâne pe țeavă, nu știu nicio de ce, habar am, da. Uneori se întâmplă și după aia nu mai merge să mai pui peste. Ok. Îmi stă pe creier când văd acolo în stânga la inspector ship wool 100%, cum că paletele cu lână de la oi e full 100% și trebuie să-l mutăm pentru a se încărca altul. Îmi stă pe creier. Un imog o să-l las pe aici pentru că o să folosesc pentru acros și e foarte tare chestia asta, cum că nu mai trebuie să mă țin la terenurile la două mici. Alea erau super nașpa, trebuia mereu să mutăm combinele și e o durere în suflet. Nu autocombine-ul ăsta, așa că nu vreau autocombine. O să-l închidem, îi dăm pe normal, îi dăm o H și sper să funcționeze cum trebuie acum. Așa, ce vreau eu acum? New Holland-ul frățioare. Deci, îl luăm pe New Holland, care văd că e super, super înghesuit parcat. La care vom cupla, bineînțeles, a noastră... al nostru header. Ia stai. Merge? Nu, mai în spate. Hai mă, ce Dumnezeu? Ha! Gata! Acum a mers. Ok, și o să-l parcăm. O să-l situăm, de fapt, fix aici în față. Intru prin cultură. Dacă m-ar vedea, Alin m-ar omorâ pe aici.
Stai așa, să punem header-ul, să-l încadrăm totuși bine. Îi dăm unde cuplaj aici. Ok. Un X să-i deschidem combina. Știu, n-am uitat de asta, n-am uitat. Așa, dar am uitat să fac ceva și o să mă teleportez în Across de îndată. O să schimbăm pe... Ia să-i puțin, dăm un H aici. Și dacă schimbăm noi... enable straw pe virgulă. Pac, gata, îi dăm un H din nou și acum o să lase... Ba nu, stai, hai să dăm din față, uite așa, ca să ia și porțiunea aia. Gata. Și acum practic o să ia și... O să facă paie în spate, știi? Ia, uite, eram un ihoran, frate. Ca să putem face și noi, logic, baloți. Îi dăm un cuplaj cu header-ul selectat, voi da X, să-l foldăm. După care selectez din nou combina. Enable straw swath, din nou pe virgulă, boing. Ok. Și acum, cu atenție, ne încadrăm să fie nu perfect, ci aproape perfect. O să las puțin mai mult spațiu în stânga. Cam așa. A? E bine așa? Cred că e ok așa. Mere, hai să facem o poză aici. Boing. Hai să-i dăm un H. Ba, nu mă autocombine, firar să fie. Stai așa, îi dăm acum un H, gata. Mere? Mere. E ok-ish. Da, hai că lasă și în spate. O să trebuiască să și cumpărăm, bineînțeles. Și hai să facem chestia asta acum și ducem la magazin și le mai mutăm așa. Ce vreau eu să cumpăr? E bine, presă de balotat și voi face contra ce vreau eu. Voi face baloți drepți. A baller turns loose straw or hay into convenient bales. Dar nu spune de care. Ideea e că ăsta, practic presa asta de balotat va transforma paiele în baloți drepți. Și nu știu ce mai ușor de manevrat, dar o să vedeți voi că nu o să avem probleme cu ei. Bun. 50.000 să mă... Hai să luăm. Ha! Your selection is being purchased. You can fetch your purchase at the store. Perfect. Și o să mergem cu JCB-ul pentru că mergem mai repejor. Ah, dar stai. Noi ar trebui să trecem pe la oi. Vreau să văd dacă am vreun utilaj la oi. Logica n-am. Cum să am? Cum să am eu utilaj la oi? Nu am deloc. Firar să fie. Hai cu JCB-ul prima dată. Da, lăsăm lâna la oi mai pe dutca, așa știi, un pic. O să merg la magazin să iau presa de balotat. Știu, pot să o resetez în bază. I know, guys, dar e mai frumos așa. Suntem într-o misiune! Și o să stăm cu un ochi pe inspector. Textul la stânga. Unde arată acolo? Across-ul e la, 60, e la 58 acum. Și New Holland-ul la 29. Așa că trebuie să fim cu ochii pe el. Eu o să iau și John Deere-ul să-i cuplez fortuna pe el, ca după aia atunci când mergem să descărcăm pe New Holland să avem acolo capacitate, da? Bun, asta e noua presă de balotat, oameni buni. Hai să facem o poză și este, uite așa frumos, uite așa, stai. Pac, gata, i-am pus poza, o punem pe Facebook. imediat după ce o cuplez, o să tragem și o privire la detalii. Wow, din câte văd eu e extrem de detaliată, fraților. Ok, și bine texturată chiar. Nice. Băi, e chiar, wow, și strălucește și ca lumea făcută strălucitoare. Deci dacă te uiți la tractoarele astea, nu strălucești cine știe ce. Dar asta, uite și tu cum strălucește. E tare de tot, cuplajul fără probleme, stickere de avertizmente și logic modelată super, super bine până când are și lanțuri. Nice, tractoare și cu imprimeuri. Ok. Am văzut odată cum funcționează case-ul ăsta, așa că știu. Chestia asta cu ce vedeți voi, țevile alea pe rotund sunt fix, sunt extrem de realistice, deci nu aveți idee. Și pot să mor sus cum... Gata! Ce de... nu spune, uite lumină! Avem și lumină și îndreptată către spate, două, nu trei chiar, și una mare în față, plus lumina de hazard și astea micuțe pe aici, nu știu ce sunt. Nu știu dacă sunt lumina astea. Wow, ok, are și înăuntru. Băi, sunt extrem de impresionat, nici nu aveți idee. Sunt foarte impresionat de utilajul ăsta. Așa, cu el e unfold baler, cu el selectat, o să-i dăm un unfold baler. Și cam atât ne trebuie nou.
Sau mi-o viteză foarte mică, dar n-are nimic, n-am mai făcut bailing de mult. O să o ducem în bază. Arată super. Deci case-ul ăsta, frățiuer, arată demențial. Wow, ok. Chiar îmi place. Deci îmi place mult ăsta. Până acum nu văd nicio eroare cu el. Țineți cont că este un mod. Și îl găsiți, bineînțeles, și pe ăsta tot în descriere. Dacă vă interesează, e acolo lista de moduri. Și e trecut acolo presă de balotat key sau ceva de genul ăsta. Vă dați voi seama, trebuie să le luați un pic la rând, că sunt o grămadă. O grămadă. Unfold bailer, lower pickup. Da. Deci aceleași opțiuni cu care suntem obișnuiți. Și dacă dăm pe F, ia stai. Ia uite mă că s-a oprit și la din spate și normal și girofar și girofarele ca chiar. Du-te frate, cât de tare. Cât de tare am girofar și pe spate. Nice. Ce mișto, de-abia aștept să fac baloți. Putem deja să începem să facem baloți chiar. Dacă nu ne oprește nimeni. Absolut nimeni. Dar pentru început o să mergem să descărcăm probabil ea. Cine? Oh, ambele sunt la 100%. O să las JCB-ul aici. Uite cu alea. Bun. John Deere-ul. Hai să conectăm Fortuna la John Deere. Și când zic Fortuna, mă refer la noastră mare, mare, mare remorcă. Ei, s-au întâmplat câteva în episodul ăsta. Facem progrese, holy shit, nice. Dar unde e? Stai așa, unde e? Ai, în partea cealaltă, până acolo trebuie să merg. Giz, man, giz. Stai așa, să mergem pe lângă, să fie așa semi-realistic, știi? Sunt niște remorci, apropo, pe care le luați în joc și sunt și realitate, bineînțeles. Cu remorcile alea, de exemplu, te duci ei de la combina grâne, la care, în care după aia deversi în altă remorcă mai mare. Practic, remorca e mai mică și poți să te duci în teren și să încarci, să descarci, practic, combina să încarci remorca și așa îți permite ție să nu intri cu dita mai remorca aia mare care suportă toate grânele. Așa, stai așa, pot să mă bag aici. Da. E realistică treaba asta, dar atâta timp cât merge e ok. Acum ce vreau eu este Unimogu. O să mergem la cross cu Unimogu. Și deja văd că New Hollandul cel mare e la 65%. Nice, se descarcă un pic cam încetișor, dar se descarcă. O să scoatem o grămadă de grâu de aici, pentru că țineți cont, grâu, practic producția de grâu e dublă, aproape, dacă nu chiar dublă decât canola. Așa că o să avem grâu aici cu nemiluita. Hai să băgăm, avem canola pe a doua, hai să băgăm grâu în Unimog. Ok. Sper că dacă trec cu remorca a doua pe sub grâu, să nu-mi transforme canola în grâu. Sper. Și nu cred că-mi transformă. Cred că pur și simplu îmi zice că nu merge. Este? Da, mi s-a întâmplat odată mi se transforme chiar și nu știu, probabil a fost un glitch sau ceva, habana. Don't know, man, don't know. La cât e? New Hollandul e la 9%, 10%, a, se încarcă, ok, și John Deere-ul a rămas acolo. Trebuie să mutăm John Deere-ul, dar după ce mutăm Unimog-ul, după ce se descarcă Cross-ul, care văd că se descarcă, vreau să zic că se descarcă încet și el tocmai a terminat. Ok, Cross-ule, am înțeles, nu e nevoie să fii furios, calm, și hai pe jos până la John Deere, că tot e aproape, cred că e, și na, e realistic, nu, un pic. O să opresc pe aici. O să parchez John Deere-ul pe undeva pe lângă terenul ăsta, pentru că o să-l păstrăm logic doar pentru New Holland. Deci o să mă îndepărtez de producție. Cred că am văzut ceva. Voi vedeți ce e aici? Ăsta e teren stricat. Mi-a zis mie Alin ceva de genul ăsta. Mie Alin parcă mi-a zis că John Deere-ul ăsta e codat astfel încât să aibă realistic terrain. Realistic terrain. Asta înseamnă că pe unde merg eu stric recoltă. Hai să testăm. Da, pot să văd în fața ochilor mei cum recolta se strică. Ia uite. Deci trebuie să am grijă cu John Deere-ul ăsta, frate. Data viitoare trebuie să mutăm combina mai degrabă ca să descărcăm, pentru că nu prea am chef să stric toată recorta. Deci John Deere-ul ăsta e absolut superb. Are și scriptul instalat de stricat recolta. Un mod extrem, extrem de bine făcut și vă reamintesc că l-aveți și pe el în descriere. E absolut superb ăsta. 10 din 10 îi dau. 10 din 10 e dăbelea.
Bun, ce vreau eu până acum? Hai să mergem cu... hai să mergem cu cazul ăsta. Dar pe unde o iau eu? Ca să ajung la... Știi ce aș putea să iau pe ei? Să ajung la... Eu trebuie să ajung la... jos colo, pe undeva, pe la Grain Elevator. Pe acolo trebuie să ajung. Unimogu, ok. New Holland-ul e deja la 83% cu greu. Jesus, man, de-abia... Tocmai ce am terminat de descărcat și el deja e la 86%, uite-te și tu. Come on! Nu mă plâng, pentru că avem acolo cereale. Ok, mergem în față. Deci, practic, păstrez râul până la următorul pod și voi traversa râul pe stânga. La următorul pod și voi merge în față. Ok, hai că pot să urmez instrucțiunile. Ce avem? New Holland-ul, 89%. Ok, merge. Mă debusolează când mă uit la Unimog, adică al doilea cu galben, pentru că îl văd 100%, adică în dreapta. Practic el, remorcuța aia mica lui, e 100% plină și dă impresia că e una din combine, știi, ceea ce nu e. Dar New Holland-ul e la 95-96, trebuie să punem aici pauză la craz, la caz, ca să mergem să o descărcăm pe aia. Ne trebuie... Da, ne trebuie John Deere-ul și cred că tot pe partea cealaltă, da? Aba nu, hai că acum e încadrat bine, dar dacă trec pe aici pe paie, se-ți strică și paiele? Nu, se strică doar recolta. Și dacă trec pe iarbă, se strică și iarba? Nu știu ce să zic, nu prea pare. No, nu prea pare, a? Pare, nu pare, nu știu. No, nu prea pare. Deși aici e un pic stricat dunga asta, nu știu ce cu dunga asta. Nu prea îmi dau seama de chestia asta. Nu prea, opa, și acrosul văd că s-a umplut. Băi, se umplu astea prea repede, se umple prea repede! Hai să băgăm aici John Deere-ul și să descărcăm și acrosul care este la 90%. Mergem cu Unimog-ul pentru treaba asta. Dacă l-aș bloca ar fi absolut superb. Ia asta, hai să-l așteptăm un tip să se întoarcă și odată ce s-a întors să-l pot bloca foarte ușor. Că el încarcă remorca a treia și eu vin cu Unimog-ul pe față și-l blochez. Mă detectează? Cred că mă detectează, ha? Ia. Acum, acum! Acum e locul meu! De aici să iau în față. Stai de... Stai, nu da în mine. Nu! Stai. Gata. Sunt prea în față, este? Da. Și dacă dau așa... Bun, hai că ok, l-am blocat. Problema e că trebuie să aștept să descarce. Ai beleaua! Trebuie să aștept să descarce, nu pot să plec până el nu se descarcă. Că l-am blocat și altfel nu mai am producție. New Holland-ul e deja la 7%. Băi, ce se mișcă combina asta, ești nebun, ce se mișcă combina asta. Hai mă, cât mai e? Mai e? Nu mai e? Ești gol? Acrosul? It's goal, man. Toate bune și frumoase. Ok, next. Continuăm drumul. Hai să stingem și noi inspectorul o țărică. Trebuie doar să ajung la oi și să, să îmbrâncesc puțin paletele cu lână. Deci asta e singurul... Asta e singurul lucru pe care eu trebuie să-l fac la oi acum. Total interesant, știu, dar e o chestie necesară. Dar hai să conducem la volan, parcă e mai frumos. Așa ne urcăm și pe bordură, why the fuck not. În față și la girator voi lua la stânga, după care mai merg un pic și pe dreapta stoile. Ok! Sper să nu uit. Sper să nu uit. Eu știu să vede prin spate. Nice, îmi place să conduc mult camionul ăsta. Apropo, zicea să-mi iau camion. Fraților, ăsta e camion! Ăsta e camion. Deci mai camion ca ăsta nu e. Și aici o luăm la stânga. Știu, n-am mai făcut giratorii, dar fuck it. N-avem timp. Aha, și o pe aici. Primiriște. Ok. Și cu grijă, trebuie să împingem paletele cu lână. Ok. Normal ar fi trebuit să venim cu un tractor. Cu front loader, dar în lipsa acestuia se descurcă și camionul ăsta. Cam așa, aș putea să resetez camionul în bază, ce-i drept, dar... așa. Așa, bun, hai să lăsăm și noi camionul puțin în afara carosabilului, pentru că trebuie să mai facem ceva cât de cât urgent, nu foarte, dar cât de cât. Și anume, să descărcăm un Imogo. Nu să mai am loc să continui cu descărcatul și profit că cross-ul e la 46% și până mă duc eu să descarc un Imogo și vin, se umple și cross-ul, de fapt primul se va umple New Holland-ul și după aia cross-ul, așa că o să am timp să aduc și New Holland-ul. Și am intrat în producție! Acum suntem cu grâu.
faptul că am lăsat șirurile astea de șirurile astea de paie, asta o să ne permită nouă să facem și baloți pe viitor. O să ne trebuiască să ne mai cumpărăm, bineînțeles, niște o remorcă de fapt de strâns baloți, mașinăria de rație mixtă. O să trebuiască și de împrăștiat paie, pentru că știu pot să fac și cu remorca, dar aș fi vrut o mașinărie de împrăștiat paie, mi se pare mult mai ok așa. Și mai trebuie niște atașamente frontale, deci mai trebuie să la casa omului niște treburi pe aici. Încă nu e, de-abia acum începe show-ul. Ăsta? Ah, hai că-și dă și el. La cât e, frate? New Holland-ul e la 94%, 95%, ok, hai frate în John Deere, hai frate în John Deere. Eh, acum puteți să vedeți un impas de care eu m-am lovit, și anume, să intru cu John Deere în recoltă sau nu. Și n-am să intru cu un John Deere în recoltă, dar o să trebuiască să întrerup combina și să o mut un pic cu țeava în așa fel încât să-mi permită mie ca New Holland, ca John Deere-ul să-mi fie recoltat timp cât o descarcă pe combina, logic, da? Așa că, sau aș putea să mai fac un artificiu, aș putea să mai fac ceva. Și anume, putem să vinim așa pe spate și mai mut combina. Și parcă-mi cu spatele, văd niște erori acolo de textură, nu știu ce cu ele. Nu m-am încadrat bine, stai. Uite așa, merge așa? Stai de, gata! Hai că o umple, 91, măcar îi mai dăm acolo răgaz la combina, 96... Bun, 98, 99, trebuie să descărcăm și cu asta. Gata, și practic nu am, mă rog, nu am stricat mare lucru. Am stricat un picuț, dar nu mare lucru. Iar un imog ăla trebuie să-l și descărcăm. O să parchez John Deere-ul ăsta aici când ne ocupăm de un imog. E frățioare, unde ești? Gata. Și cu canola a doua. Pac, îi dăm un Q. Ia stai, poate merge și cu cealaltă. Merge? Nu merge. Dăm și cu asta. Bun. Și cam gata, am descărcat și un imogul, am început producția, mai avem practic jumate de făcut, același lucru, și vom continua, bineînțeles, data viitoare. Vă reamintesc că modurile cu care noi jucăm sunt în descriere, iar harta, cât și anumite utilaje din joc, fac parte din DLC-ul Gold Edition, DLC, bineînțeles, plătit. Comentariul zilei, două secunde, îl avem aici, comentariul zilei vine de la... Mădălin Taran. Or Taran, or Taran, nu știu, frățioare. Mădălin Taran, așa scrie, așa citesc. Nu trebuia să vinzi toate remorcile, mai trebuia să leși una. Nu. Asta fiind spuse, bărboșilor, nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și una chestie imens apreciat, dar deloc necesar. La mulți ani, iar noi ne vedem în episodul următor. Salut!